Ziua Mondială a Mediului se sărbătorește în fiecare an la data de 5 mai. Astfel se reamintește anual omenirii cât de grave pot deveni lucrurile dacă nu se manifestă grijă pentru patrimoniul natural. Și la Târgoviște a avut loc o acțiune în acest sens. Profesorii și elevii de la Școala Gimnazială Coresi au organizat Parada Verzilor. Aceștia s-au îmbrăcat în culoarea verde și au mers pe străzile municipiului cu scopul de a atenționa populația cu privire la importanța mediului înconjurător. Se numește Parada Verzilor și este un proiect educațional care astăzi a ajuns la final. Este un proiect prin care copiii s-au informat de-a lungul timpului asupra importanței protejării mediului, iar astăzi, prin această paradă, am încercat să tragem un semnal de alarmă cu privire la importanța protejării mediului, la importanța unui stil de viață sănătos pe care trebuie să-l avem noi și copiii noștri și la protejarea durabilă a resurselor de care dispune planeta. Sărbătorirea acestei zile oferă în fiecare an ocazia de a analiza efectele negative pe care le au acțiunile noastre asupra mediului. Prefectul județului Ioan Marinescu i-a felicitat pe cei care au organizat Parada Verzilor pentru inițiativa pe care au avut-o. Astăzi am primit o lecție deosebită din partea copiilor. Și spun că este deosebită pentru că m-a impresionat efectiv amploarea cu care această școală tratează problema pădurilor și tăierilor ilegale de păduri, o temă pe care o avem cu toții în față. Dar am realizat astăzi că acești copii sunt responsabili și au o conducere care știe ce vrea. Le-am promis că anul viitor, indiferent cine va fi prefect, va fi mult mai bine organizată această activitate, în sensul să facem o sonorizare și să le vorbim tuturor. Eu le-am mulțumit și le-am promis că în toamnă vor avea din partea instituției prefectului o acțiune și mai mare la nivel de județ în care vor fi implicate și școlile și toate instituțiile deconcentrate. Trebuie să fim cu toții responsabili de viitorul nostru și mai ales de viitorul lor.